Salutare oameni buni! A început să ningă și la noi. Frumos și... În loc să stăm acasă, ne apucăm să izolăm o fațadă. Pentru că acolo pe sus undeva trece o centură și face condens pe interior. Dar înainte de a izola, cam așa arată soclu. Și haideți să vă arăt ce trebuie să facem noi. Aici e membrana bituminoasă care a fost pus în 2002. Acum suntem în 2023, deci acum 21 de ani. a fost încuit prima dată și după aia s-a tencuit și soclu. Problema e că tencuiala la trece peste această membrană, Tencuiala de la soclu, trece peste membrană și ajunge la tencuiala de la perete. Acum noi trebuie să spargem uh, toată bordura asta de 3 cm și să începem cu polistirenul de aici. Din ce cauză? Pentru că umezeala care este în soclu, da, se poate vedea că e umed, vine prin această tencuială, face contact cu tencuiala de la zid, și ajunge ca să facă grăsie pe interior. Deci asta trebuie să facem noi acum. Frumos până în capăt și ne apucăm să izolăm. Să facem o treabă bună. Haideți să vă arăt și cum placăm. Deci avem un polistiren de PS80 de 10 cm. Înainte de a pune placa, deci asta e peretele. Da? Înainte de a pune placa, dăm un cordon de spumă acolo și era suficient cu unul, dar eu dau două cordone și atunci când așezăm placa, repim foarte bine între rosturi. Și după aceea mai băgăm și vârful de de la pistol și lipim așa cum e aici. Deci avem partea asta placată, mai avem și paleții la geam. și partea din spate și continuăm.